Nemulțumiri și acuzații la adresa conducerii companiei de transport public din Cluj-Napoca din partea angajaților. 60 de șoferi și personal auxiliar s-au adunat în curtea CTP pentru a-și manifesta nemulțumirea cu privire la condițiile de lucru, salarizare și lipsa dialogului. Revoltați, oamenii au cerut măririle de salarii promise încă de acum 6 luni și s-au plâns că nu au timp să-și ia pauza de masă atunci când sunt în tură pe rutele din oraș. Nu suntem plătiți la munca pe care o facem. Și legat de această nemulțumire este și condițiile de muncă, programul pe care îl facem, ba mai mult, ne stresează și conducerea din mai multe puncte de vedere. De noi nu avem apă, nu avem toaletă. Vine și spune să semnezi la foc automat, să semnezi toate fără să citești, domnule. Deci pe noi ne pune în fișa postului, spune niște chestii acolo, niște articole, că trebuie să faci, să închizi chioșcul, să fii responsabil de așa mai departe și că nu suntem de acord că nu avem apă, nu avem toaletă. Noi ne ducem și ne ploconim la toată lumea prin toate chioșcurile. Trebuie să închizi, domnule, n-ai pauză de masă. Conducerea i-a invitat la dialog, însă fără presă. Deci domn director general ne invită înăuntru, dar fără presă. Inițial, cei nemulțumiți au decis că nu vor accepta un dialog în absența reprezentanților presei, însă principiile lor s-au topit în doar câteva minute sub ploaia măruntă de noiembrie. Deci așteptăm să vină domnul director aici. Dacă nu lasă și presa, noi nu intrăm înăuntru. Nu avem nimic de ascuns, noi vrem să fim oameni liberi, să fim oameni transparenți și vrem să facem treabă. După câteva minute, șoferii care până nu de mult vorbeau de principii și cerau mai multă transparență s-au încolonat cu minți și au intrat în sala de ședințe fără să scoată o vorbă. La ședință, greviștii au cerut o mărire de 15% și condiții mai bune de lucru, însă conducerea a oferit 10% la salariu începând cu luna ianuarie. Negocierile continuă.